Mitingul aviatic Suceava Air Show a avut la cele 6 ediții anterioare parte de un succes mare la public, motiv pentru care în ziua de 4 august, între orele 16 și 21, va avea loc cea de-a 7-a ediție. Deși conducerea aeroportului a anunțat că zborurile charter și regulate din acel interval orar vor fi anulate, niciun avion nu aterizează la sau decolează de la Suceava sâmbătă între orele în care este programat mitingul aviatic. Suceava Air Show este considerat și de administrația județeană un eveniment important de promovare pentru județ și până la prezentarea programului oficial, organizatorii promit un program interesant și interactiv pentru evenimentul care a devenit unul dintre cele mai importante de acest gen din țară. În altă ordine de idei, la data de 20 iunie, aeroportul Ștefan cel Mare Suceava a înregistrat 145.105 pasageri care au tranzitat terminalul plecări-sosiri, dintre care 10.876 de pasageri sunt cetățeni ucraineni, iar estimările pentru sfârșitul de an sunt de cel puțin 300.000 de pasageri. De la începutul lunii iunie, Tarom a inclus 4 zboruri suplimentare pe săptămână, în fiecare zi de marți, joi, vineri și duminică. Wizz Air operează zboruri zilnice spre Londra, Luton, 5 zboruri săptămânale spre Milano-Bergamo, 3 zboruri săptămânale spre Roma-Ciampino și 2 curse directe spre Bologna. Iar pe durata verii, aeroportul procesează 7 chartere pe săptămână către destinații de vacanță din Turcia și Grecia.